Deci a fost adus aici la UPO. Mi s-a spus că s-a făcut un infar pe picioare. Are afectat o parte din organii. L-a internat la secția cardiologiei aici la Sfânt Spiridon, la doamna doctor Nicolae. Am venit aici la doamna doctor, mi-a spus că inima e afectată, l-a băgat la o coronografie, i-a pus 3 stenduri, i-a scos niște lichid din pleura plămânului și era foarte bine, respira fără max de oxigen, respira fără... era totul normal, râdea. Vineri seara am venit aici, iar un domn doctor mi-a spus că i-a făcut un CT-ul la toate organele. Vineri seara pe 16? Da. I-a făcut un CT-ul și în funcție de rezultatul la CT-ul va ști starea lui, dacă este gravă sau nu. Am venit peste 2 ori, mi s-a spus că are o veste bună, că de fapt are doar o broncopneumonie pe care este tratabilă, să nu ne facem griji că nu are altceva grav. Am plecat, la ora 9 am sunat să vedem ce este, iar domnul doctor, exact cum vă spun eu, așa s-a pronunțat, a murit domnul Sandu și l-am readus la viață, exact așa a spus. Deci a făcut un stop cardiorespirator. Atunci am venit aici, nu ne-a primit nimeni, nu ne-a dat nicio informație. Dimineața la ora 8, când am sunat aici, mi-a spus că a mai făcut unul dimineață, un stop cardiorespirator, și l-a intubat și l-a dus la ATI, cel mare. Cei de la ATI, când m-am prezentat acolo, mi-a spus că starea lui este gravă, deoarece au făcut un singur stop cardiorespirator dimineață. Atunci eu am întrebat pe domnul doctor, domnule, au făcut 2 stop cardiorespirator sau doar unul? Că nu înțeleg. Nu, domnule, doar unul dimineață, dar o dura mult până ce și-o revenit, l-a dus la viață. Am venit la doamna doctor, am sunat-o, uitați mesaje, am trimis doamnei doctor și am spus, doamnă, de ce sunt mințit că s-a făcut 2 stop cardiorespirator? Ce s-a întâmplat de fapt în seara aia, vineri seara, când țipa de durere fratele meu, de l-am auzit și pe telefon și din curte. Păi nu v-am spus că starea lui evita tot timpul să-mi dea un răspuns concret ce s-a întâmplat cu el. Medicii de la ATI tot îmi spuneau, stare grav, într-o oră îl pierdem, într-o două ori îl pierdem. Zi de zi același lucru. Ieri când am fost la ATI, un domn doctor mi-a spus starea lui este gravă. Când am intrat în salon lui, unde era la ATI acolo, m-am uitat la aparat. Iar aparatul arăta tensiunea 9:5 și văd în loc de 4, văd 3 pungi la suporția aia și îl întreb. Și îmi spune, domnule, i-am scos adrenalina, ce asta, ce e un lucru bun. Și zic, dar acum 3 minute mi-a spus că starea lui este gravă. Cum e posibil? Păi nu, că doamna doctor Nicolae colaborăm, a fost eu măsurat inima și merge 40%. Și atunci am sunat-o din nou pe doamna doctor și am spus, doamna doctor, de ce sunt mințit? Ce s-a întâmplat cu fratele meu vineri seara? Ea a încercat, nu mi-a dat niciun răspuns concret, doar îmi spunea, dar nu v-am spus de la început că într-o stare gravă. Bun, domnule, ce s-a întâmplat în seara aia? Vreau fișă medicală, vreau ceva, că nu țipa degeaba. Iar mizerile astea l-au omorât, doamnă. Vă spun cu mâna pe inimă că ei l-au omorât. I-au făcut ori un tratament care i-a făcut blocat, că l-a băgat și la dializă. L-a băgat. Cum este posibil să-l bagi la dializă? Fratele dumneavoastră nu avea probleme renale, nu? Avea probleme, dar nu să ajungă la dializă. Ei tot îmi spune că cu creatinina 5 era într-o stare gravă. Și am zis, doamnă, dar eu am 5 și nu o fac dializă. Am om care are 7 și nu face dializă. Ce s-a întâmplat în seara de bineri de mi-ascundeți? De ce nu-mi spuneți concret? Și uitați mesajul care l-am trimis acestei doamne doctor, în care i-am spus ceea ce am relatat. Iar doamna, în loc să-mi dea un răspuns,
evaziv, adică un concret, tot îmi spunea ocolea și îmi spunea, dar nu v-am spus că într-o stare și facem tot ce să ne stăm putere, nu faceți, Doamne, de ce l-ați tânut, de ce i-ați făcut CT-ul la organe după 5 zile? De ce nu i-ați făcut la un pacient care spuneți că organele sunt afectate? De ce nu l-ați făcut atunci pe loc? Sau după ce l-ați scos de la intervenția cu stand-urile? De ce? Și uitați mesajul în care i-am scris, bună dimineața, doamna doctor, cum mai este starea pacientului Sandu Iulian? Sunt îngrijorat. Cum este posibil să nu îi se găsească unde... și mi-a spus că are o infecție, dar nu îi se găsește. Stați să dau... Așa, uitați. Bună dimineața, doamna doctor, cum mai este starea pacientului Sandu Iulian? Sunt îngrijorat cum este posibil să nu îi se găsească unde are acea infecție și totodată dacă îi se va administra tratamentul corespunzător infecției pe care o are. Nu s-a descoperit după atâta timp, suntem îngrijorat că fratele meu după intervenția în urma colonografiei i s-a plasat 3 stenduri, iar după câteva zile s-a extras lichid de la plămâni și era bine respirat fără oxigen. Nu știu de ce i s-a făcut așa târziu acel CT și i-a descoperit broncopleomonar după aproape o săptămână de spitalizare. Ulterior m-ați anunțat că fratele meu a făcut 2 stop cardiorespiratoare, iar cei de la ATI a spus că a făcut doar un și a fost transferat la ATI mare, iar doamna doctor de la ATI mi-a spus că are o infecție și nu a fost descoperită. Mă întreb cum este posibil într-un spital să nu se găsească sursa de infecție, să fie tratat și fratele meu a intrat în comă după o săptămână internat în clinica cardio Sfântul Spiridon, în care dumneavoastră v-ați ocupat de pacientul Sandu Iulian, fratele meu. Sper că acum i s-a depistat unde are infecția și i s-a administrat tratamentul corespunzător, antibiotic corespunzător pacientului Sandu Iulian, după acele două intervenții. Da. Doctor ocolea răspunsul. Nu-mi dar dădeam... Dar nu ce v-a răspuns acolo mesajul? Nu, m-a sunat. V-a sunat, dar nu mi-a zis. Știți ce mi-a zis? Păi de fapt a făcut unul de-a mea mai micuț. Stai, doamnă, dar cei de la ATI mi-a spus că a făcut unul singur. Dumneavoastră și secția asta. De ce m-a mințit că s-a făcut două? Când de fapt s-a făcut unul?